Alături de primarii din județ, la ședința Colegiului Prefectural au luat parte și deputați și senatori, printre care Simona Bucura Oprescu, Mihai Diaconu, Mircea Drăghici și Radu Vasilică. Unul dintre punctele de pe ordinea de zi a făcut referire la salubrizare, care rămâne în continuare o problemă, a cărei soluție o reprezintă pe de o parte sistemul integrat, iar pe de alta schimbarea mentalității cetățenilor. Legea 165, care vizează imobilele preluate în mod abuziv până în 89, a fost și ea dezbătută în cadrul ședinței. Legea 165, după mine, trebuia să o dezbatem astăzi, să convenim ce trebuie să ducă parlamentarii la București, ce trebuie să facem noi, autoritatea locală. Modificările aduse legii referitoare la venitul minim garantat și alocația pentru susținerea familiei, dar și avizele sanitare pentru unitățile de învățământ au fost alte subiecte intens dezbătute în cadrul ședinței Colegiului Prefectural, care a avut loc la Topoloveni. Să vă rog ca în perioada următoare să aveți în vedere pregătirea școlilor pentru noul an școlar, să vă preocupe modul cum sunt pregătite clasele pentru anii sau clasa de început, clasa 0 și clasa 1, pentru că acolo apar destul de multe semne de întrebare. Să fiți pregătiți pentru derularea programului Lapte Cor și să aveți în vedere că unitățile școlare trebuie să primească autorizația sanitară de funcționare. Din rândul primarilor, gheața a fost spartă ca de fiecare dată de Ion Dumitru, primarul comunei Albota, deranjat de birocrația excesivă care îl împiedică să asfalteze o porțiune de numai 8 kilometri. Dacă poate cineva să mai ajute pe ultima 100 de metri să încep, dacă nu o să bag primăria în faliment, că trebuie să plătesc penalități, pentru că efectiv nu pot să încep nu dintr-o cauză a mea personală, ci dintr-o birocrație excesivă care se află la ora actuală în România. Prezent la întâlnire și primarul orașului Mioveni a ridicat o problemă cel macină de ceva timp. Jaful ecologic de acum un an și ceva, în care a participat și presa în dus la fața locului și instituțiile din subordinea dumneavoastră, unde s-a furat material pietriș de aproape 1.000.000 de euro, 500.000 de metri cubi. Nici o instituție n-a făcut nimic. Trebați dumneavoastră. Toată lumea scrie mie. Mâine voi da un ordin ca toate instituțiile concentrate cu atribuții de control în ceea ce a semnalat dumneavoastră să fie prezenți acolo și să găsim o rezolvare. Și gazda ședinței Colegiului Prefectural din această lună a prezentat câteva noutăți. Vreau să anunț că liceul tehnologic înființat la Topoloveni funcționează foarte bine și avem foarte multe cereri pentru încă o clasă. Din bazinul nostru fiind resursa, așadar credeam că domnul Gardin o să fie prezent astăzi aici, am înțeles că e plecat. O să reluăm această discuție pentru înființarea încă o clasă la Liceul Tehnologic din Topoloveni.